doar cu întorsături. E serios, e misterios, nu le reziști. Alfred, ariciul detectiv. Pe urmele fantomei. Alfred! Alfred! Polly? Alfred! Polly, ce-i cu tine? E ceva acolo, ceva mare, foarte mare. Zdrobește lucruri. Cred că e pe urmele dovleacului meu. Dovleacul tău? Da, azi e ziua cântăririi pentru cartea de recorduri uimitoare. Withers păzea dovleacul, dar a dispărut. Trebuie să-mi salvez dovleacul, Alfred, repede. Cineva încearcă să mă saboteze. Saboteze? Alo? Milo, s-a întâmplat ceva misterios. Ce anume? Trebuie să aflăm cât mai repede. Unde? Ne întâlnim la Polly. Dovleacul meu! Vezi? E cel mai mare dovleac din lume! Wow! Wow! E cel mai mare dovleac din lume! L-am lăsat să crească până în noiembrie. Am fost isteață, nu? Incredibil! Withers păzea dovleacul, dar a dispărut. Ceva umblă liber pe aici și l-a prins pe Withers. Priviți! Uitați ce s-a întâmplat acolo! Zdrobite! E serios de misterios. Prea bine, Milo, Camille, căutați indicii. Eu o să fac o poză cu locul zdrobit. Stați departe de locul faptei. Ați găsit ceva? Abia de-i văd pe ceața asta. E practic vaporizantă. Vaporizantă, ca aburii care se ridică dintr-o oală. Oala îmi aduce aminte de faptul că am auzit un grohăit în timp ce fierbeam ovăz. Un grohăit? Ce fel de grohăit? Ei bine, ceva de genul... Ei, nu a fost chiar așa. Milo, încearcă și tu cu mine. Cum? Se grohăi? Da, dar cu putere. 1, 2, 3. Cam slab. Mi-a plăcut cum am grohăit. Toată lumea împreună, să grohăim. Perfect, așa s-a auzit. Am înțeles, ăsta e primul nostru indiciu. Știi, urmele astea ar putea fi ale lui Talpă Mare. Se zice că e uriaș și că trăiește în pădure. Talpă Mare? Astea sunt niște aiureli, nu? Nu-i așa? Da, e ridicol, dar a fost văzut și s-au făcut poze cu el. E mare, păros și seamănă cu un om sălbatic. Nu e Talpă Mare. Atunci cum explici asta? Chiar e ciudat. Fă ceva, te rog, rapid! Prea bine, aș fi mai rapid dacă mi-ai dat drumul. Alfred! Casa mea! Acum! Grăbește-te! Ceva mi-a zdrobit baia mea unică, fabuloasă! Poftim? Dar dovleacul meu? O clipă! Asta e o prioritate adevărată! E doar o legumă, revino-ți! Îmi trebuie o explicație și sper să o obțin cât mai repede. Să izolăm locul faptei. Bine, împrăștiați-vă și căutați indicii. Talpă Mare chiar a fost văzut? Se pare că da. Tipul e mare. Ce culoare ai zis că are? O culoare mai închisă. Veniți să vedeți! E interesant.
Al doilea indiciu, blana. Animalul care zdrobește are blană, blană neagră. Camil, ai spus cumva că talpă mare e păros? Talpă mare? Nu cred că vorbești serios. Ce-a fost asta? Să mergem! E Tom! Tom, ce s-a întâmplat? Pământul s-a cutremurat și am auzit un strănut! Ai spus că pământul s-a cutremurat? Foarte ciudat! Bine, avem nevoie de indicii, căutați peste tot! Hei, știți ce cred eu? Poate că e atât de mare încât nu-i vede pe cei mici de pe pământ, ca mine, de exemplu. Bine, grăbește-te să găsești indicii înainte de a se întoarce. Hei, priviți! Adâncitura asta e un exemplu perfect de... urmă de pas. Avem al treilea indiciu. Priviți! Cenușa asta duce undeva spre pădure. Ce întuneric e! Așa e, dar ar putea să ne ducă la făptaș. Ia te uită, au format un șir. Se îndreaptă spre peșterea lui Withers. Ai dreptate, cred că e semn rău. Spre peșteră! Withers? Withers? Withers, ești acasă? Nici urmă de Withers, dar nu e nici nimic zdrobit. L-am pierdut pe el, ea, ei, cine o fi fost. Să ne întoarcem. Withers! Primul indiciu. Polly a spus că scotea un fel de grohăit. Unul puternic. Și eu care credeam că grohăisem puternic. Știm că Withers păzea dovleacul. Dar ceva l-a luat și l-a dus departe. Sau nu? L-a luat talpă mare pe Withers? Să mă gândesc. Da, l-a luat. L-a luat cineva? Sau a plecat de bunăvoie? E imposibil ca Withers să plece singur. E foarte responsabil. Interesant. Serios? Poți să-mi trimiți informația? Priviți! Al doilea indiciu, smogul de păr de pe un băț. S-ar fi prins de băț doar dacă acesta s-ar fi înfipt în blană. Poate s-a rănit și a plecat de tot. Sau s-o fi deplasat pentru că era supărător să fie înțepat de un băț. Al treilea pas. Urma perfectă. Are un aer familiar. Acum arată altfel. Alea sunt degete? Stați puțin! E urma unui pas sau... Ha? Ce vrei să spui prin e urma unui pas sau... sau ce? Stați puțin! Vreau să verific ceva. Vrea să verifice ceva în timp ce talpă mare e în libertate cu Withers sub braț. E noiembrie, desigur! Spre peștera ursului! Poftim? Am mai fost odată în peșteră și mă simt mai în siguranță aici. Nu există nicio talpă mare. Withers e teafăr, iar dovleacul nu e în pericol. Nu e în pericol? Alfred, ai văzut ce mari sunt acele urme? Sunt de acord. Alfred, trebuie să discutăm. Noi, totuși... Lui Withers era greu să stea treaz pentru că în noiembrie el intră în hibernare. Hibernare? Adică somnul de frumusețe, nu? Nu întocmai. Urșii hibernează și dorm pentru că nu există suficientă hrană pentru ei iarna. Uneori dorm 100 de zile neîntrerupt. Așadar, a dormit pe gardul viu al lui Polly zdrobindu-l. Încercând să ajungă acasă, a adormit iarăși. L-a înțepat un băț, așa că s-a trezit și și-a continuat drumul. Când a trecut pe lângă anfiteatru, a mai tras un pui de somn. Când s-a așezat confortabil pe cenușă, aceasta l-a făcut să strănute. Ah!
S-a ridicat și s-a dus în peșteră unde s-a instalat pentru a dormi liniștit toată iarna. În urma sa a lăsat o dâră de cenușă. Așadar, Withers e talpă mare? Mai degrabă talpă mare și somnoroasă. Ești sigură? Ar trebui să verificăm. Vedeți? Un urs a dormit, nu trebuie trezit. Să nu-i ceri ursului să-ți păzească dovleacul în noiembrie. Declar că acest dovleac este cel mai mare din lume. Sunt sigur că își va face drum spre cartea de recorduri uimitoare. Ura! Ura! Bravo! 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 Ura! Urși grizzly, negri sau bruni, hibernează în lunile de iarnă. Fac asta ca să supraviețuiască unei perioade de lipsă de hrană cauzată de vremea rece. În timpul hibernării, inima le bate de mai puțin de 10 ori pe minut.